Cunoaște, visează, iubește. Suntem aici împreună pentru că într-un fel sau altul ne-au apropiat cele trei cuvinte. Cunoaște, visează, iubește. În decursul vieții am permis minții să capteze o masă uriașă de informații pe foarte multe căi și astfel am început să cunoaștem din ce în ce mai mult raționând. În paralel visăm, aducând peste judecată lumea fanteziilor noastre, locul în care semințele iubirii sunt aruncate deja. Totul în lumea fizică rămâne însă doar o iluzie. Chiar și faptul că suntem diferiți este o iluzie, eu și tu fiind de fapt la fel. Dacă stăm să ne gândim, toate problemele apar ca urmare unor contradicții între intențiile noastre, adică între dorințele conștiente care ne separă în loc să ne apropie. Unul dorește ceva de la altul având un interes. La rândul său, celălalt nu gândește așa și vrea să obțină ce vrea el. Adevărat și complicat, nu? Realitatea care ne leagă are ca rezolvarea problemelor un punct comun, aflat chiar în intențiile noastre. Eu plec de aici, dar rămân cu voi. Rămân cu voi, dar plec. Pentru că am descoperit numitorul nostru comun, un fel de secret al vieții pe care vreau să vi-l împărtășesc. Renunțați la intenția de a primi și înlocuiți-o cu a da. Și veți primi ceea ce v-ați refuzat, dăruind. Asta e ceea ce ne leagă și ne lasă să fim exact așa cum suntem. A da este la fel cu a primi. Cum nu există a respira decât dacă inspiri și expiri, singurul mod prin care trăim. Când îți muți atenția pe dorințele și problemele celorlalți, iluzia se ancorează în realitate și intenția ta de a-ți aduce contribuția pe acest pământ se poate realiza. Pentru mine, importanța acestui mesaj de a-mi aduce contribuția pe lumea asta m-a făcut să-mi deschid și eu o mică afacere. Un magazin. Și nu unul oarecare. Un magazin în care eu dau tot ce am cules mai bun de la alții, primind în schimb tot ceea ce-mi doresc mai mult. Iubirea. Făcând cu sinceritate acest schimb, am scăpat de o mare frică, aceea că sunt singură. Avându-vă pe voi, mă am pe mine și dăruindu-mă pe mine, creez o nevoie de iubire în sufletul vostru. Nu sunt și nu am fost singură niciodată, cum niciunul dintre voi nu este și nu va fi. Mă simt importantă pentru voi și voi sunteți foarte importanți pentru mine. Și asta doar pentru că am cumpărat ceea ce trebuie de la magazinul Universal, la care am avut dintotdeauna acces, inima mea. În liniștea câtorva respirații, m-am gândit cum să spun ceea ce simt. Pentru că știu ceea ce cauți. Ai intrat și ai ieșit pe multe uși pentru a găsi ceea ce-ți dorești. Eu am deschis pentru tine un magazin cu de toate. Nu te costă nimic și culmea, cu ceea ce vei pleca de aici, îți vei alimenta viața mult timp. Setea de cunoaștere, pofta de visare, curajul de a iubi. Intră în magazinul meu. El se numește simplu. Cunoaște, visează, iubește.